decât să-și facă legi pentru propriile interese. Într-o țară în care pensia minimă este de 400 de lei, în care salariul minim este de 950 de lei, să vii tu parlamentar și să ceri încă o pensie specială doar pentru că ești parlamentar, să le fie rușine. Vrem să le strigăm numele în piață, vrem să-i cunoașteți cu toții, pentru că dacă nu vom avea o atitudine și dacă nu vom avea o reacție, acești domni vor crede că țara este a dânșilor. Domnilor, v-am trimis în Parlament pentru a servi interesele poporului, nu pentru a vă face încă o a doua pensie, nu pentru a fi blâns cu infractorii și a modifica codul penal. Ați promis modificarea legilor muncii. Ne-ați mințit! Să vă fie rușine! Vă voi da citire parlamentarilor care și-au pus semnătura pe proiectul de lege privind pensia specială. Nu vă faceți probleme, sunt în tot spectrul politic. Domnul Vasile Horga, Colegiul 1, PNL. Domnul Zisu Stanciu, PSD, Colegiul 5, rușine! Domnul Ion Stan, PSD, Colegiul 3, rușine! Domnul Ion Pârgaru, UNEPR, Colegiul 4, rușine! Carmen Moldovan, PSD, Colegiul 8, rușine! Vrem o țară ca afară! Vrem o țară ca afară, nimeni să nu ne mai tragă pe sfoară. Doamnelor și domnilor parlamentari, avem pensia minimă de 400 de lei. Pentru ce mai vreți încă o pensie suplimentară? Trăim prost în România, trăiți mai bine decât noi. Să vă fie rușine! Rușine!